La toate nivelurile și aici discutăm inclusiv de la partea de salarizare pe care să nu uităm din 2017 există o oarecare modificare în bine, nu suficient, dar există și discutăm de toate discrepanțele care există la nivelul Armatei României pe zona de resurse, de resurse umane vis-a-vis de resursa financiară pe care ar trebui să o alocăm. Dar concret de despăgubire pentru caz de victime? Și aici putem să discutăm. Domnul general, poate... Vreau să vă informez că în momentul de față există o inițiativă din partea noastră pentru a îmbunătăți. Este un grup de lucru și noi credem foarte mult că până la sfârșitul anului ordinele de ministru care fac referire în acest domeniu de referință va reglementa desfăgubirile militarilor care au fost afectați în teatrul de operații. Să nu uităm, totuși, că fiecare militar cu plac în teatrul de operații este asigurat atât persoanul militar, cât și tehnica care o folosește. Cunoașteți cazul colectiv care este în instanță, tocmai care n-a primit acele despăgubiri? Eu vreau să vă este în afara zonei noastre de responsabilitate. Dobre.